Zaina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un videoclip foarte, foarte dulce și anume un swap dulce, 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 dulce pe care l-am făcut cu Alexandra. Adică ea mi-a trimis dulciuri din Turcia și eu i-am trimis ei dulciuri din Italia și haideți să le încercăm împreună cu voi. Nu uitați să vă duceți la Alexa Hayat. Și avem aici o grămadă de dulciuri, am o pungă așa enormă. Să începem cu primul dulce, să vedem ce avem aici. Și anume este primul dulce, este asta de chipsuri din ciocolată cu alune. Cred că sunt ca cartofiuri vrăjiți așa. Și hai să le încercăm. Ha, mi-a căzut. Sunt așa, făcute și cu alune. Bune, bune. Mie alunele îmi plac la nebunie. Și după acest video, sigur o să-mi vină un atac de diabet. Următorul dulce este acesta, care Alexandra l-a arătat în mai multe video. Se numește pijmanie. Pijmanie. Este un fric de lânică așa, cred dulce, cu gusturi de vanilie și ciocolată. Și avem aici o mână, e o fantomă lângă mine. Mateo vrea să vină lângă mine. Salută, vi se rumână. E bună tuturor! Și vrei să gusti și tu dulcele ta? Da! Lui Mateo nu-i plac dulciurile. Nu este un copil care iubește dulciurile. Pentru că el vrea să se menține mai în formă. Și hai să încercăm. E un fel de vată din aia pe băț. Este, arată ca un fel de lună. Să încercăm să vedem cum este. Uitați-o așa. Să încercăm aici un pic. Bun. Bun. Asta place lui Rosella, că e cavata pe băt și ea... Sunt ca pe el. Simplu, în boca se șoadă. Haideți mai departe. Avem aici niște semințe. Mama, soia. Cred că sunt, cred că este soia. Sau, e făcut așa. Dar cum să vă arăt? Mateo râde de moare. Și hai, Mateo, să încercăm și asta. Ia. Unu. Se merge de pe el. Bună? E bună. Asta e soie, mă. Ia vizcă. Asta da, poate să fie de aici. Da, e bună. Așa, să trecem mai departe. Mai avem aici. Matia, aici avem caramele. Topitanem. Sunt bombonici din ciocolată. Îi dăm una lui Matia să dăm reacția lui. Da. Stai că e cu ciocolată, e bună. Da. Bună. Îmi place, îmi place. Cuita. Napolitul. Vrea și Rosella să guste în spatele camerei. Ea nu vrea să apară că... A spus că trebuie să o plătesc dacă vrea să stea în fața camerei. Sunt mult. Mai știu. Cine mai vrea să guste? Dăm lui Nona Eugenia, că nu vrea să apară. Toate vedete vreau în casă. Haideți să trecem mai departe. Aici avem Cachilta și Draje. Ciocolate Stone. Dragă, Drageu de ciocolată.
Aici e scris Kakil Tashi, traje. Drageu. Vă să mănânc eu toate bomboanele astea. Mama aia vrea să mănânce ea toate bombonicile. Vrei să vă spați mărteu să vedem. Da, hai, iată, da. Păi e punga plină, cine le mănâncă toate? Da. Eu astăzi mănânc, dar mâine nu mai vreau să le mănânc. Le mănânci tu. Mamă, astea ale mele, nu le dau la nimeni. Erau odată niște caramele, așa, pietrișoarele. Deci că sunt pietre. De mâna lui Rosela. Mateo nu-i mai dau să nu... Voi? Oh, și asta pune de ciocolată. Nu cala. Cala. Da. Ciocolată. Elite din 1924. Haide mai departe. A, nu, e același. Punem aici. A, astea ne place, Marti, sunt drageuri. Drageuri de fructe. Jelly Belly. Belly, a Belly. Eu mă zic, nu îngrașare. Zice Mateo că vreau să-l fac să se îngrașe. Da. Bun. No, 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 Alexandra ne-a mai trimis și Ierosela se distrează astăzi. Ne-a mai trimis și ceai verde, care este preferatul lui Rosela și al meu. Ceaiul verde este foarte stimulant pentru metabolism, ajută să ai mai puțină foame. Ar fi trebuit să-l luăm înainte. Mulțumim, Alexandra, sigur o să-l facem ca să ne spălăm mațele. Aici avem niște alune, cred. A, nu, sunt... este porumb. Porumb sărat, foarte bun copt, așa. Cu gust de pizza, cred, sau de roșii, de ceva. De sos. Cu gust de sos. Se numește Simbat Sos Lumișir. Astăzi învățăm și noi turcește, voi, nu te? Dăm? Da, nu pingă! Da. Da. Haideți mai departe. Aici avem niște biscuiți. Într-o parte și în cealaltă parte sunt băgați în ciocolată. În biscuiți așa. Mi se bani mai. Ce e? Familia de obiși astăzi. Hai să vedem ce altceva mai este. Ne-a pus la îngrășat Alexandra. Aici avem un crunch de la Nestle. 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 Buradan patrate. Așa, cred că cu cereale. E ca un napolitan cu cereale. Ciocolată. Bun. Nu, no, basta, nu așteptați, sunt mai. După aia avem niște plicuri de salep. Salepul este budinca. Este budinca, așa că se face cu lapte bun rău. Eu când le-am văzut am zis că e ca, că sunt pungute de cappuccino, dar nu e cappuccino. Am sunat-o pe Alexandra și mi-a spus că e budinca. Se face mai cu lapte cald și se îngurașă și tremură așa. Aici avem salamul ăsta, care se numește Gyuzel Tep Kevish Glik Sukuk. Stai, se picante. Dar nu știu dacă este salamul ăsta. Este ca un fel de gelatină. Cu nuci. Cu salamul de bogat. Încă n-a să-i bătaie.
Bun. Asta e bun, bun, rău. Îmi place. Și o iubă. Pardonne, ba. Și să trecem mai departe. Astea sunt, cred că sunt ca smochinele, da, sunt smochine. Hai să citim aici pe turcește. Incir hurma udziu yuzum, elma portakal karşimi. Adică, Mateo, vezi că-ți fac traducere. Smochine, portocale, struguri și mere. Ai văzut că am tradus? Hai, imagine. E poza aici. Asta nu-l desfacem, că e închis aici, să nu ne vină rău de atâtea dulce. Vă voi asăgea. Eu tasei pe ele. Rusela vrea să-l guste. Când eram noi mici, de Crăciun, ne cumpăram mereu chestii. Ah, dar e ca un baton de ciocolată. E ca un salam de biscuiți. Da. Adică de când eram mică? Da. Cu pătiți. Hai să trecem la următorul dulce. Ia să vedem ce avem aici. Gume. Cred că sunt gume de mestecat, dar nu știu. Bune. Falim. Damla, Shaki, Ziki, Aromali, Shiki, 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 vorbesc cu ungurește eu. Hala. Sunt așa. Da, încep, gust eu, ca să nu leșinați. Te vor zice să nu te ai. Mă spun. Sunt gume de scorțișoare. Și aici avem... Mama, cum îi spun? Aici avem iașam, tahinli, curabi, bi, baie. Cred că e sarailie, de aia cum îi spune. Cum îi zice, mă? Prendi. Ia. No, grazie. Che cos'è? Che c'è sta? Non l'hai assaggiato? L'ho già assaggiato. Che c'è sta dentro? Che ti fanno? Un cutie enorme. Ma se è plagio mamma mia un gramado. Che ti c'è dentro? Nucci. Sei là un trucco. Aici mai avem un punto. O cutiuță, nu o punto. Nu mă nevoie într-o altă. Sushi! Nu e sushi. E totul dulcele. Locum. Locum ce vizlis. Sarma. Ah, sunt sarmale din dulciuri. Sultan ce vizlici. Susam ce vizlici. Locum. Turkish delicious with... e scris în engleză. Aici e scris în engleză. Turkish delight wild with... Voilà. Maybelline, mamma. No, deli light. Maybelline. Nu c'è scritto light. No, e sempre oricum, sono niște sarmale. Sarmale dulci. Ca să le desfacem. Evita questi sono, ci sono sempre. Ce gustam? Questa. Cunoci? Cu nuci de cocos pe deasupra. E carahatul. Încercăm și partea în mijloc. Partea asta de aia. Mă, grație. Ce ia, vida? Marshmallow.
Con le noci. Marshmallow con noci. C'è un po' vomito io. Ton 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 ton. Și asta. Foarte bună. Și ultimul lucru este acest set care nu mai țin minte cum mi-a spus Alexandra, vei spune. E cum se un stampă? Pomegranate de se pune în salată. În salate și este foarte... Au mai fost niște dulciuri, dar pentru că video l-a făcut cam târziu, niște șoricei pe aici în casă au mâncat niște dulciuri, erau așa ca merendelele cu dulceață și ne avem șoricei mulți aici în casă și au mâncat dulciurile. Unul șoricel se cheamă Rosella și unul se cheamă Mateo și unul Eugenia. Janina. Și Janina. Și mulțumim foarte mult lui Alexandra. Mulțumim pentru aceste dulciuri, mulțumim că ne-ai făcut să gustăm. Ne-ai făcut să gustăm din dulciurile din țara ta. Să vă duceți să vedeți și videoclipul lui Alexandra cu dulciurile care noi le-am trimis de aici din Italia. Bune, bune, bune. Și cam asta a fost. Ne vedem la următorul video. Like, 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 like